Observator. Orașul Ferguson stă din nou pe un butoi cu pulbere. După ce au aflat că polițistul care a împușcat mortal un tânăr în urmă cu câteva luni nu va păți nimic, mii de oameni au ieșit pe străzi. I-au atacat pe polițiștii care le-au ieșit în cale, au vandalizat mașini și magazine. Asta în ciuda apelurilor la calm făcute de președintele Barack Obama și alți oficiali. S-a dezlănțuit iadul pe străzile din Ferguson după ce juriul a decis că polițistul care în urmă cu câteva luni a împușcat mortal un adolescent de culoare este nevinovat. Oamenii furioși au atacat pe ofițeri și mașinile acestora. Revolta a început chiar în fața secției de poliție din Ferguson. În vreme ce oamenii legii încercau să-i împrăștie pe manifestanți, președintele Barack Obama a făcut un apel la calm. First and foremost, we are a nation built on the rule of law. And so we need to accept that this decision was the grand jury's to make. There are Americans who agree with it, and there are Americans who are deeply disappointed, even angry. It's an understandable reaction. We will protect your right to peacefully assemble and to speak your mind. Like last night, we will give you leeway to occupy public safety, and we will listen to your grievances. But turning violent or damaging property will not be tolerated. Apelurile la calm rămân însă fără efect, iar polițiștii din întreaga America par luați acum în colimator. Comisarul de poliție din New York a fost atacat de un individ chiar în Times Square. Bărbatul l-a stropit cu un lichid ce părea a fi sânge și apoi a dispărut fără urmă. Hey, hey, hey!